Bună seara, doamnelor și domnilor. Așa cum a spus un pic mai devreme Gabriel Amaz, iată-ne la un eveniment care iese bine din scara obișnuită a evenimentelor Humanitas la Târgul de Carte. Iese, de fapt, din scara obișnuită a Târgului de Carte, dar mă voi strădui să vă conving că, de fapt, această prezentare a Universului Takumi e legată prin mai multe fire decât v-ați închipui, până la urmă de carte. Voi prelua din spiritul redacției Dilema, voi încerca să prezint evenimentul nostru folosindu-mă de celebrele întrebări care vin din jurnalism și îmi propun să vă răspund întrebărilor clasice: cine, ce, unde, când și de ce. Cine? Răspunsul cred că îl știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, Ștefan Liceanu, care deja ne prezintă un prim obiect al Universului Takumi, un obiect clasic al culturii nipone. Peste 15 ani de experiență japoneză, experiență la Universitatea din Tokyo, pasionat de cultura niponă, specializat la Universitatea din Tokyo în budism și istorie culturală niponă. Acesta a fost răspunsul la întrebarea cine. La întrebarea ce, răspunsul îl știți de pe afiș, parte dintre dumneavoastră pe semne chiar și de la locul faptei. Magazinul Takumi, un magazin de produse japoneze, un magazin gândit să onoreze această fascinantă cultură care e cultura Japoniei. Unde? Răspuns scurt, în mijlocul Bucureștiului, dacă tot e să fie primul magazin japonez din România, măcar să fie în mijlocul Bucureștiului, pe calea Victoriei la numărul 120. Când? Aici avem două răspunsuri. Magazinul s-a deschis de câteva săptămâni, din 21 aprilie, dacă bine țin eu minte, și va avea parte și de o deschidere oficială pe 8 iunie, deci în săptămâna care urmează Bookfestului, o lansare care cred că va fi un prilej de bucurie. Îl vom avea ca invitat de onoare pe excelența sa, ambasadorul Japoniei, pe doi dintre marii prieteni Humanitas și cred că marii admiratori ai literaturii și ai culturii japoneze, doamna Ioana Pârgulescu și domnul Dance Mihelescu, iar Ștefan Liceanu, care e vinovat pentru toate aceste întâmplări, va fi gazda noastră pe 8 iunie. Și a rămas, cred, cea mai dificilă dintre întrebări. De ce? Aici îmi permit îndrăzneala de a închipui două răspunsuri. Unul cumva dinspre Ștefan Liceanu. Cred că ce a dorit el deschizând acest magazin e de fapt dovada cea mai frumoasă, cea mai rotundă care putea să fie pentru faptul că iubește Japonia. Cred că cu adevărat cea mai bună, cea mai convingătoare probă că ești îndrăgostit de o cultură, că ești îndrăgostit de o literatură, de o muzică sau de orice altceva pe lume, cea mai bună dovadă așadar este să n-ai stare, să nu poți să nu împărtășești cu alții bucuria pe care o ai tu ca fiind cunoscător al acelei culturi, muzici, literaturi. E un prim răspuns la întrebarea de ce. Al doilea răspuns la întrebarea de ce mă face să mă întorc la ce vă spuneam la început, cum se leagă Universul Takumi de Universul de Carte consacrat Humanitas. Ei bine, de fapt, abia odată cu acest Univers Takumi în care se reflectă toată cultura Japoniei, putem avea acces la reprezentări. E esențial ca atunci când citești o carte să ai acces la reprezentări. Literatura franceză nu mai e aceeași după ce ai văzut Parisul, după ce ai gustat din brânzeturile franțuzești, după ce ai simțit splendoarea parfumurilor franțuzești. David Loggia altul, dacă ai fost la Londra. Acum, sigur că și de la
textele vechi budiste până la autorii pe care îi iubim, Murakami vine acum în minte de astăzi, și cultura japoneză merită să aibă o reprezentare. Dar cum este reprezentanța culturii nipone la București și în România? Iar eu îi sunt recunoscătoare lui Ștefan Liceanu că m-a ajutat ca prin obiectele minunate pe care le-a adus în Takumi să câștig cumva cea de-a patra dimensiune. Am ieșit din planul foii, din planul paginii și cu adevărat, abia odată ce am întâlnit toate aceste minunății, pot să spun că am intrat în universul japonez și că îi judec altfel și mă bucur altfel. Am aici doar un audiobook, Pușca de Vânătoare, pentru că mărturisesc public, eu m-am îndrăgostit de Japonia după ce m-am întâlnit cu Pușca de Vânătoare. Vă mulțumesc și trec ștafeta către un mare prieten al seriilor japoneze Humanitas și al culturii japoneze. Bună seara! O mare parte de dumneavoastră mă cunosc de ceva vreme. Sunt aici într-o dublă calitate. Numele meu este Șerban Georgescu și sunt directorul Departamentului de Studii Asiatice de la Universitatea Română-Americană și coordonatorul Centrului de Studii Română-Japoneze din aceeași universitate. Spuneam că sunt într-o dublă calitate care oarecum răspunde la cele două întrebări de mai devreme, cine și de ce. E o mare onoare de fiecare dată să împart același spațiu cu Ștefan și în această calitate suntem oarecum reprezentanța iubitorilor Japonii din România. Cea de-a doua calitate, apropo de seriile japoneze de la Humanitas, îmi aduceam oarecum nostalgic aminte ceva mai devreme, cum acum 10 ani deja realizam împreună cu unii dintre cei prezenți aici prima seară japoneză, lansam audiobook-ul Calea Samuraiului astăzi, al lui Yukio Mishima, și de atunci, în mod constant, ne-am întâlnit, poate chiar lunar, la seriile japoneze, la librăria Humanitas de la Cismigiu. Am să vorbesc întâi în prima calitate, cea de reprezentant al iubitorilor Japoniei din România. Pentru noi, deschiderea acestui magazin era o necesitate deja, tocmai pentru că realizăm atât de multe evenimente împreună. Accesul la mica Japonie de aici era unul destul de complicat și datorită distanței și datorită faptului că suntem parte din Uniunea Europeană, care are un set de reguli extrem de, să spunem, provocatoare pentru cei care iubesc Japonia și produsele ei. Dar iată că acum, cei care vor să poată să vadă de aproape un kimono de mătase sau un bol de ceai de calitate, o pot face pe Calea Victoriei. Am avut șansa să vizitez Japonia de mai multe ori. N-am stat atât de multă vreme acolo ca domnul Ștefan Liceanu, dar vă pot spune că la Takumi veți găsi într-adevăr un colț al Japoniei cât se poate de reprezentativ. Iubitorul Japoniei poate să găsească acolo absolut tot ce și-a dorit, de la kimonoul de mătase, cum spuneam, la faimoasele cuțite de bucătărie japoneze, și o să aveți șansa să vedeți mai încolo unul dintre ele. O să-l și folosim, promit că nu o să fie nimic vătămător. De la faimoasele păpuși japoneze, bețișoare, furoshiki, cele cu care se împachetează produse, orice vă trece prin minte legat de Japonia, puteți să le regăsiți acolo. Legat de cea de-a doua, calitatea mea de colaborator al editurii Humanitas la seriile japoneze, pot spune că am avut șansa să aflu despre proiectul acestui magazin de la domnul Liceanu în urmă cu ceva vreme. Și lucru fascinant legat de acest magazin este că fiecare produs în parte are o poveste a lui și o să-l invit imediat pe domnul Liceanu să vă împărtășească câteva dintre povești. Am asistat în urmă cu ceva vreme la o demonstrație de ikebana făcută de un mare maestru japonez care spunea că ikebana se face întâi cu piciorul. Mergi în natură, te plimbi și vezi ce te inspiră acolo și abia apoi îți folosești mâinile și imaginația pentru a realiza opera de artă. Magazinul Takumi cred că este practic ikebana domnului Liceanu, care de fiecare dată când merge în Japonia se întâlnește cu producătorul japonez, vede produsele acolo, într-adevăr simte ceea ce îl inspiră și așa se întoarce acasă.
nu veți fi dezamăgiți. Am practic, de exemplu, ceremonia ceaiului de ceva vreme. Știu să apreciez un bol de ceai. Le veți regăsi acolo. Chiar vă invit, după ce o să terminăm, să vă apropiați de produse și să le, și să le vedeți. Nu vreau să vă rețin mai mult. Am să îi ofer cuvântul domnului Ștefan Liceanu, tocmai pentru a vă introduce în acest univers fascinant care este deja Takumi. Mulțumesc, Ștefan, mulțumesc. Bună seara, m-a prezentat doamna Bodea, sunt Ștefan Liceanu. Am să vă spun puțin despre magazinul Takumi, care sunt convins că este unic în România, dacă nu în Europa de Est. Am să vă spun de ce am făcut magazinul acesta, ce îmi doresc să fie și ce înseamnă pentru publicul român. Doamna Bodea a spus că am avut pasiunea pentru Japonia, că o am și în acest motiv am fost pasionat de deschid magazinul. Este unul dintre motive, într-adevăr, dar este cumva un motiv egoist, faptul că încerc să aduc Japonia, România pentru mine, cumva. Dar răspunsul corect este că nu, încerc să aduc Japonia aici pentru români, pentru oamenii care apreciază cultura japoneză și care, din păcate, cu toată dezvoltarea în tehnologia comunicațiilor, încă rămâne un loc foarte îndepărtat. Câte cuvinte despre mine, am locuit 17 ani acolo, am studiat acolo, am muncit acolo, m-am întors în România acum 5 ani de zile și am avut mereu pe minte acest proiect. Nu eram clar cum o să pot să-l fac, dacă o să pot să fac, cât de greu este și, cum a spus și domnul Georgescu, nu vreți să știți regulațiile Uniunii Europene la import și așa mai departe. Și am ținut neapărat la faptul ca toate produsele să vină numai din Japonia, deci nimica nu este în Europa. De asemenea, toate produsele sunt fabricate în Japonia. Ceea ce vă spun că și asta este o provocare oarecum, pentru că zilele acestea mai tot este făcut în China, după cum știți. Dar nu, m-am oprit la obiectele japoneze, care au o calitate deosebită. Să vă spun puțin despre magazin. Se numește Takumi. Takumi înseamnă în limba japoneză artizan. De ce anume am spus Takumi? Pentru că toate aceste obiecte, și veți vedea câteva în poze, o să vă arăt și eu două, trei, sunt făcute de oameni cu tradiție, de artizani, sunt făcute manual, într-o tradiție care azi nu mai există. Societatea fiind atât de consumeristă și se dorește cât mai mult cantitate la prețuri cât mai mici, evident că firmele de familii cu o tradiție mare, care produc lucruri unicat, nu poate să facă față unei fabrici care face ceva mult mai urât, mult mai nepersonal. Pe când Japonia are talentul de a se ține cu dinții, aș spune, de această tradiție și o apără foarte mult. O să vă arăt în curând un obiect și veți vedea ce înseamnă un obiect tradițional față de un obiect de larg consum făcut la fabrică. Acum, legat de produsele acestea, nu sunt produse perisabile, toate sunt cadouri, sunt evantaie, păpuși de lemn tradiționale, sunt seturi de mâncare, ceramică, porțelan, kimonouri de mătase, halaturi happy, sunt foarte, foarte multe produse, toate foarte variate. Și ce e important, cum a spus și domnul Georgescu, cum a subliniat, este că încerc pentru fiecare obiect să aduc povestea lui. Cu alte cuvinte, uitați, asta este o sticlă de apă. Dacă nu are o poveste, doar o sticlă de apă, nu înseamnă nimica. Deci dacă eu vă spun că apa asta vine de la 3200 de metri altitudine de pe un munte și cum este cărată și adusă aici, deja prinde viață. Ideea frumoasă a acestor obiecte este că toate au o viață a lor și o poveste a lor. Și am să vă spun o poveste, pentru că ce poate fi mai fascinat decât o poveste? O clipă. Aceasta este o păpușă tradițională japoneză, kokeshi se numește, făcută de lemn, făcută din manual. Întâmplător, acest model a fost premiat de către prim-ministrul al Japoniei. Scrie pe cutie și numele artistului sau artizanului, scrie și pe spate. Și puteți remarca pe ea doi cocori care zboară și luna. Și păpușa se numește cocorul serii. Vedeți, dacă nu v-aș spune chestia asta, e doar o păpușă drăguță, cel mult. Dar dacă vă spun că vine din Japonia și vă spun și povestea ei, este vorba de o poveste tipic japoneză, care se încheie trist, dar care arată un adevăr despre viață. Este vorba despre un țăran pe nume Yohio, care ducea o viață foarte simplă, era foarte sărac și ducea o viață grea, și într-o zi a salvat în pădure un cocor care fusese săgetat în aripă.
Concursul a putut să zboare, a trecut ceva timp și după o perioadă a venit în fața casei lui Yohio o femeie foarte frumoasă, foarte deosebită și i-a spus: vreau să te ajut să stau pe lângă casa ta, să am grijă de tine. El, evident, foarte fericit de acest noroc, pe ea o chema Tsu. Așa, a primit-o și după o perioadă chiar s-a căsătorit cu ea, ea s-a oferit să devină soția lui și toate bine și frumoase, era foarte, foarte fericit de această întâlnire miraculoasă, însă se tot plângea soției că, din punct de vedere financiar, o duc foarte greu. Și ea a spus: bine, atunci o să-ți fac o țesătură cum n-a mai văzut nimeni pe lumea aceasta. O țesătură care efectiv va fi foarte valoroasă, poți să o vin și putem să avem o situație mai bună. Singura mea rugăminte să nu te uiți pe gaura cheii când eu fac țesătura asta. S-a dus în cameră, s-a încuiat, a ieșit cu o țesătură mai fină decât orice mătase, mai fină decât orice pânză de păianjen. Și Yohio, foarte fericit, a vândut-o în sat, a primit foarte mulți bani, tot era bine. Din păcate însă, și aici și morala poveștii, natura umană, avară, lacomă, l-a făcut ca, împins de alți doi prieteni mai răi din sat, să-i ceară soției mai multe cămăși. Și ea, săraca, a zis: bine, mai fac. A început să mai lucreze, seară de seară, i-a tot dat, s-a îmbogățit foarte mult el. Și nu i-a ajuns nici asta. A vrut să știe de fapt ce face soția lui în cameră, că n-avea voie să vadă. Și s-a uitat pe gaura cheii când ea țesea. Și a văzut că era cocorul pe care îl salvase, care își rupea câte o aripă de fiecare dată și făcea țesătura din penele acelea minunate. Și ea și-a dat seama, i-a dat bluza țesătura și a zis: cu asta s-a încheiat relația între noi, și a zburat înapoi. De aceea se vede cocorii zboară pe lună, într-o seară. Și el a rămas foarte trist cu privirea la cer, cum zboară ea și cu țesătura aceea în mână, și și-a dat seama că a pierdut cel mai important lucru. Deci o poveste foarte, foarte frumoasă și obiectele acestea au înăuntru descrierea produsului și scrie și povestea clar. Deci dacă doriți să faceți un cadou special cuiva, se poate bucura de o poveste, de un produs deosebit. Acum să mai spun un lucru despre calitatea obiectelor japoneze. Ce îmi place la Japonia, ce am apreciat în cei toți anii cât am stat acolo, este faptul că la ei, cum să spun, dorința de perfecțiune este uneori chiar exagerată. Și rezultatul este nu doar un obiect util în casă, să spunem o oală sau o farfurie sau o oglindă, ci trebuie să fie și util, dar și extrem de frumos. Și acum am să vă arăt ce înseamnă un obiect care este făcut de mână de către maestrii care lucrează la o fabrică mică, veche de 400 de ani. Și să vă arăt cum îl fac de mână, este și frumos și este și perfect. Deci are și o utilitate fenomenală, dar este și foarte frumos. O să pun puțin microfonul jos. Este vorba de un cuțit din oțel japonez. Este făcut de firma Sakai Takayuki și se numește Kasumi Togi, cu alte cuvinte, cu finisaj care pare ca ceața. Veți vedea cât de frumos este și veți vedea că noi când mâncăm cu un cuțit ne gândim doar că taie și atâta tot, asta e tot ce trebuie să facă. Dar diferența o veți vedea acum. Așa arată un cuțit perfect, japonez, vedeți, cu mâneri de lemn, o lamă, numele aici am scris, inscripționat. Deci asta e partea frumoasă, e un obiect de care te îndrăgostești instantaneu, doar văzându-l. Ei, acum, partea bună este că nu e doar un obiect de artă, este și făcut să taie cum nu taie niciun cuțit în Europa, vă garantez. Și vă arăt asta acum. O mini katana. Ia da? Așa este un cuțit japonez. Este și frumos, făcut de mână, cu drag, și taie incredibil. Asta mă fascinează la Japonia, faptul că țin și la utilitate, dar și la frumos. Apropo, am adus o gamă de 27 de cuțite de acest fel, la magazin le găsiți dacă vă plac oricând. Cam atât aș avea de adăugat, vă așteptăm acolo cu mare drag.
Doresc să mulțumesc întregii echipe de la Humanitas care a făcut posibil acest magazin. Și aș mai adăuga un fapt. Librăria de la GDS, librăria din fundul curții Humanitas, care este acum magazinul Takumi, din păcate am avut din ce în ce mai puțin vizitatori, clienții noștri mergând la Crețulescu sau la Cismigiu. Drept urmare, acel loc era pustiu și s-a pus problema să închidem librăria complet și să o lăsăm să devină restaurant sau altceva. Dar sunt foarte fericit că am avut ocazia să reînvii locul acela cu acest magazin deosebit. Vă mulțumesc și vă așteptăm acolo.